Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fraților, hai să vorbim și surorilor. Fraților și surorilor. Da. Vrem să vă auzim, să ne povestiți ce planuri aveți pentru anul ăsta. Adică planuri mari și tari. Nu rezoluții, că astea trec care au mai rămas în picioare, că știi că deja 8 ianuarie, nu, unele au picat deja. Nu, e vorba de să vorbim un pic, să vorbim noi între noi, oamenii de la Europa FM, despre planurile pe care le avem pentru anul ăsta. Poate să cumpărăm o casă, poate să ne mutăm în altă țară, poate să începem un business, poate un nou loc de muncă, poate o căsătorie, poate un divorț, dacă aveți 0372 069 599. Ce se întâmplă important în viețile voastre anul acesta? Sunați-ne să vorbim despre asta, poate ne dați o idee. Da? Deci planuri importante, planuri mari. Nu așa numitele rezoluții. Asta rezoluție este un barbarism. Da. Dar care total. Este... Da, e din ce în ce mai des întâlnit în limba română și cred că o să intre și în Dex foarte curând. În Doom foarte curând. Așa că rezoluții, eu v-am zis, fac fasting. Acum nu mai mănânc dimineața. Deci asta cu fasting-ul și cu gura de slăbire, să știi că pentru mine ar fi ca și cum m-aș muta într-o casă nouă. Ce adică anume? La nivelul ăsta să reușesc să slăbesc, nu știu, 20 de kg anul ăsta. 20 de kg propus. Cam așa aș avea nevoie, 20 și un pic. Uh-huh. Da. Dar nu ți-ai propus asta. Dar ba da, asta are... ba nu, chiar mi-am propus. Da? Da. Uh-huh. Și cum? Și cum ai de gândit? M-am să râdeți de mine. Dar nu râde, mă, nu râde nimeni. Da, glumiți. Suntem îngrijorați, mă, nu, serios. Adevărul că la trebuie să schimb garderoba. Eu nu o să râd în viața mea de un gras. Niciodată, oricât de bine aș fi. Și vă recomand tuturor, oricât de bine aș fi, celor care mă auziți acum, să nu râdeți de oamenii grași. Niciodată, niciodată. Că ei, lor nu le e ușor. Nu. Îi mănâncă pentru că le e foarte poftă. Da, dar oamenii grași sunt foarte simpatici. Asta mă îngrijorează, cu slăbitul de fiecare dată. Parte bună. Da. Că nu mai e energie, știi? Adică acum încă e bine, dar după un timp știi ce se întâmplă. Da, trebuie mai să energie, fii atent, conservi energia, să nu mai râzi, să nu mai faci glume, să nu mai nimic. Planuri mari, anul acesta, 0372069599. Noi ce planuri mari avem, mă? Noi, eu am echipa. Promis că anul ăsta... Vreți să facem o emisiune? Stai că nu da. Înțeleg. Da, n-ar fi rău. N-ar fi rău, mă? Am promis că anul ăsta mă ocup mai mult de băieți. Că sunt... au luat-o ușor parătura așa. Și trebuie să le dedic mai mult timp să mă ocup de teme, de... De situația mea, nu vreau să mă gândesc. Pe vremea noastră, știi cum are examen la mare, Ștefan are examen la vară. De la liceu. Iar ălălalt... Deci îți iei media de dejluție, îți iei tu meditator la gramatică, la matematică, să poți să-i ajungi pe da, ei. Da, la matematică îi ajută măsa, dar la română trebuie să mă ocup eu. Aha. Și ălălalt... În... Pare ceva greu. La umbra situației lui fratesu. Da. Situația lui Radu a scăpat complet de sub control. Ăla e... Ăla e, are camera lui, lumea lui. Nu știm practic ce face, îl mai întrebând în când în când. Câți dacă se descurcă la școală, dacă e în ordine. Câți Radu, nu întreba. 11. Ești sigur? Da. Și ce... A treia. A treia. Trecea a patra. A. Da. E bine, mă. Și ăla e la modul, gata, nu lasă-l, că ce poate să se întâmple, dar nu e în ordine, adică... Da. Da. Și asta adică, e, deci... dacă era cu 30 de ani, 40 de ani, toată discuția asta s-ar fi tradus. Mi-am luat o curea nouă. Da, mi-am luat o curea nouă. Ca să mă ocup de băieții mei. Era bună, anul ăsta. Cumva. Da, nu. Zici? Da. Nu, no, adică... Bine, poate e o situație particulară în cazul meu, că eu sunt foarte apropiat de copii și îi tratez ca pe niște prieteni așa, adică ei n-au, n-au respectul ăla pe care l-aveam eu față de tata sau oamenii pe care îi cunosc eu. Și mie mi-a plăcut ideea asta. Da, la un moment dat are și părți proaste, că nu reușești să-i mai ții în frâu când e cazul de ținut în frâu. Da. Dar altfel, na. Bine, ne întoarcem la tema noastră? Da. La noi important. Eu aș vrea să știu, mă uitam zilele trecute pe Reddit, oamenii sunt uluiți de cât de mult au crescut chiriile și se întreabă de ce au crescut atât de mult chiriile. Da, să ne întoarcem. Gradul e a patra. Hai cu... Dar spuse că te-am întrerupt. Da, e întoarce-o tu acum. Nu mă așteptam. Zic asta tu. Zic. Deci asta, ce da. Situație aveți? Ce situație, da, ce situație aveți? Cum vedeți anul ăsta cu rezoluțiile, cu planurile, cu... Chistirea. Asta n-am, nu-mi pare rău. N-am mă așteptam.
să fie apă. 0372 069599. Zic cu Reddit, ce ai văzut pe Reddit? Că s-au scumpit chiriile. Da, nu, că au crescut foarte mult chiriile și oamenii se întreabă de ce Dumnezeu îi se întâmplă asta. Sunt multe explicații, dar mă întreb dacă își mai cumpără cineva casă. Dacă cresc atât de mult chiriile, înseamnă că oamenii nu-și mai cumpără casă. Umblă după închiriat. Își mai cumpără cineva casă? Anul ăsta aveți în plan așa ceva, prieteni? Sau mai pleacă cineva din România? 0372069599. Plecați, frate, din țara noastră? V-ați aranjat ceva? Unde? Sau poate cine știe, pentru aceia dintre voi care ne ascultați din afara României. Vă întoarceți anul ăsta? Dacă da, de ce? Și ce aveți de gând să faceți? Foarte mari, zice Dana. Dacă torn în toamna asta fundația la casă, voi fi foarte fericită. Mamă, nenești. Pas cu pas. Și ne construiește casă, e tare în perioada asta. Păi, dacă e nevoie... materiale de construcție îngrozitor și nu găsești meseriași. Deloc, e nebunie. Radu, bună dimineața. Salut, Radu. Neața. La mulți ani, Raducule. O să te rugăm să stai cu telefonul mai aproape, că se aude cam prost. Da, sunt în mașină și okay. Mă deplasez pe Carchit, iar planul meu e unul foarte aplicat, să fiu un îngeraj la volan în 2024. Adică să nu iei nicio amendă? Da. Dar de ce e un plan mare? Adică ce, până acum ești drăgușor la volan sau ce? Am ajuns să am permisul suspendat de mai multe ori decât au unii Grand Slam-uri în tenis, așa că... Uh-huh. Dar din ce cauză? Viteză sau... Viteză. Păi da, ce să spun? E bun și planul ăsta. Nu este... Am o întrebare. Poți să-mi spui ce mașină conduce? Adică câți cai are? Cum? 150. Ok. E chiar așa vreun monstru al șoselei. Nu? Ei, nu, dacă îți depășești 100, nu e mare... Nu, adică știi, te gândești... Un Logan să... Dacă e o mașină foarte puternică, riști să te fure. Da. Eu am pățit-o cu Miniu Ionelei. Când era pandemie și nu era stare de urgență și nu era nimeni pe șosea și am ieșit de aici de la radio, șoseaua liberă, și mașina era o nebunie, adică am călcat un pic, am ciupit accelerația și m-am dus în 98 de kilometri pe oră, în 200 de metri. M-a tras pe dreapta polițistul, a venit, m-a întrebat, știți cât aveți? Zic, puțin mai mult de 50? 98. Dacă doi și vă pierdeați carnetul. Și în timp ce am completat procesul verbal, am recunoscut, am greșit, sigur, șoseaua liberă, nu era nimeni pe drum. Zice, a zâmbit și zice, vă înțeleg. Și eu am una la fel. Mașină. Dar ce serviciu mai aveți, șeful? Trebuia să ne întrebi. Bun. Maria, bună dimineața. Bună, Marie. Bună dimineața, dragilor. Mă bucur că ați revenit. Bună. Să rămână, Maria. Ce planuri mari ai tu pentru anul ăsta? Păi, planurile noastre așa în familie sunt ca anul acesta să călătorim mai mult decât am călătorit anul trecut, okay. Când am avut așa, cum îi spunem noi, un fel de Eurotrip, da. Am luat copiii și ne-am plimbat prin câteva orașe și câteva țări din Europa, Dacă așa, mai pe la cald. Important e să nu se scumpească benzina. Da, anul trecut am zburat cu avionul, anul acesta, într-adevăr, vrem să facem cu mașina treaba asta și ne-am propus să mergem în țările nordice. Să mergeți până acolo cu mașina. Mergem până acolo, da, cu mașina, așa am vrea. Pentru că anul trecut a fost cu trenul și cu avionul. Ce mișto. Anul acesta vrem să stăm un pic mai comod, că ne-a cam ajuns plimbatul cu rucsacul în spate. Înțeles că e foarte bine să faci țările nordice cu vaporul, că tot ai zis de tren și de avion. Și da, probabil că Mariana are vapor și de asta. Că e foarte scump. Iahtul l-am ancorat prea departe și... Nu, dar sunt cazările foarte scumpe și sunt niște croaziere... Eu așa am înțeles că în Norvegia, bună oară, acum depinde și prohibitiv. Unde te cazezi, pe cuvânt? Ne luăm un cort din acela, să-l punem pe mașină. Suntem subțire, încăpem toți. Cu cortul pe mașină. Mulțumim, Maria. Mulțumim. Maria, unele dintre cele mai mișto călătorii pe care le-am făcut au fost cu mașina prin Europa. Plecat cu mașina fără țintă. Mers dintr-un oraș în altul la inspirație. Mm. Unde am vrea să mergem acum? Uite, hai să mergem nu știu unde, cu etape de-astea de 3, 4, 5 ore maximum de condus odată. Și în Europa, în 3, 4, 5 ore de condus pe autostradă, poți să faci o mulțime de kilometri. Luați și al 13-lea salariu bănesc. Nu, nu, să știi că nu a fost așa scump. E mai scump cu avionul, dacă... Evident. Claudiu, bună dimineața. Salut, Claudiu. Bună dimineața. Bună dimineața, la mulți ani, dragilor. La mulți ani, prietene.
Eu locuiesc în UK, și am 54 de ani. Mulți înainte. Băieții sunt mari, nu prea mai am planuri, așa că Luca, stai liniștit, o să treacă. A, bine, da, nu-i problemă. Nu-i încă așa. Depinde cum treci, știi? O să treacă. Bine, o să treacă bine. Da. O să treacă. Planul meu este să fac o călătorie caritabilă din UK până în orașul meu, Râmnicu Vâlcea, pentru fundația Dăruiește Viața. Asta vreau să fac acum la 54 de ani. Călătorie caritabilă, adică să strângi ceva care să poată fi donat, nu? Asta înseamnă? Călătorie caritabilă. Fonduri pentru fundația Dăruiește Viață. Excelent. Bună idee. Când ai de gând să pleci? Pe 1 iunie, exact, pe 1 iunie de ziua copilului, că am zis ole cumva. Și cum vrei să faci? Adică cum vrei să strângi fonduri? Explică, nu înțeleg. Păi eu am încărcat deja campania pe site-ul Dăruiește, pe pagina Dăruiește Viață. Da. Campania se numește Never Give Up. Da. Da, care va avea statul în ziua plecării la 1 iunie, fiindcă au regulat doar o lună de zile ține campania respectivă. Și prin promovarea mea pe Facebook-ul meu, pe peste tot, încerc să strâng bani pentru această... pentru această fundație. Ne bucurăm că ne-ai sunat. Ne bucurăm că ne-ai sunat, Claudiu, așadar pe pagina Fundației Dăruiește Viață, dacă intrați, puteți găsi această cauză caritabilă, Never Give Up, și puteți contribui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.